Din tot sufletul spun eu și fiecare din noi ar trebui să zicem la fel, preamărit să fie Domnul Iisus. Amin, amin. Sunt bucuros că mai mult decât am crezut eu și apoi alții, mai mult decât s-ar fi căzut, Dumnezeu a revărsat har atât peste viața mea, cât și peste viața dumneavoastră, a tuturor, și trebuie să-L preamărim. A ajutat Tatăl Ceresc în prima zi a încă un an să pot să mă ridic înaintea dumneavoastră ca să vă binecuvintez. Și aș dori din tot sufletul ca și în anul acesta, dacă viața noastră ne este dată să-L petrecem până la capăt, harul, pacea și îndurarea să ne însoțească în toate zilele. Mai mult aș vrea să vă salut cu un singur verset din a doua epistolă a lui Ioan, versetul 8. Păziți-vă bine, frați bătrâni, păziți-vă bine, surori înaintate în vârstă, păziți-vă bine cei mai de pe la mijlocul anilor, păziți-vă bine tinerilor, fete, băieți, copilași. Așa spune Sfântul Ioan acolo. Păziți-vă bine să nu pierdeți rodul muncii voastre, ci să primiți o răsplată de plină. Glorie Domnului Iisus! Fiți binecuvântați, dar! Aș vrea să recit o poezie scurtă, nu lungă. Mă gândeam la una, pomul fără roadă, dar 27 de strofe și ocupam prea mult timp. Am luat una cu câteva strofe și care pe undeva sau cumva mi se mai aseamănă și vieții mele. Slăvit să fie Domnul Iisus! Așadar, ascultați poezia minunată, Aștept. În vrem de necazuri și încercare, spre tine nădejdea mi-o îndrept, cerând părintească îndurare, te laud, te slăvesc și aștept. În urmă sunt ani de suspine, cu securitatea și cu câte răutăți au trecut peste mine, și alții de-or fi îi aștept, cerând să te înduri și de mine, mă rog, mă încred și aștept. Arată-mi pe câmp cu plugarii și roade să adun ar fi drept, dar până vor crește lăstarii, mai ar, mai seamăn și aștept. Am pus în negoț toți talanții spre a fi acel rob înțelept. Răsplata acum o iau alții. Eu tac, investesc
și aștept. În luptă am spus nou lașități și n-am decorații pe piept. Dar până în ziua răsplăță mă lupt, mă supun și aștept. Căutat am să ajut pe oricare și rău să primesc e nedrept, dar până în ziua cea mare mai dau, mai ajut și aștept. Stăpânul m-a pus o lumină pe cei adormiți să-i deștept. Și până când el o să vină, eu ard, luminez și aștept. De moarte eu n-am să mă sperii, căci eu cred în divinul percept. Și până în ziua învierii, eu voi dormi, mă odihni și aștept. Amin.